Hai Shiro, hai sus! E frică! Ce faci, Romani? Bună tuturor! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Eu mă numesc Patricia, iar astăzi voi face un haul de inspirație Barbie. Sunt foarte entuziasmată pentru acest video. Abia aștept să vă arăt ce lucruri drăguțe am găsit. O să vă arăt produse de la Deichmann și de la Zara. Am aici Dita mai coletul și Dita mai punga de la Deichmann. Așa că eu zic să nu mai stăm de vorbă și să vă arăt ce am aici. Vreau să încep cu ceea ce am găsit la Deichmann. Au adus o colecție superbă de la Barbie și mi-am găsit și eu ceva. Aveau tot felul acolo, însă ăștia mi-au plăcut mie cel mai mult. Uitați ce cutie drăguță Barbie, pe asta sigur o să o păstrez. Eu am fost la Deichmann-ul din Germania, dar cred că se găsesc și aici și dacă nu, cu siguranță pe site ar trebui să fie. Au fost 60 de euro. Am aici prețul. Sper că focalizează. Și acum să vă arăt minunățile. Pam, 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 niște bocanci care sunt perfecti și pentru iarnă și pentru toamnă. Ui, și rugiți! Nu și noi plac pungile, nu ia! Nu ia, ia-o tu! E pentru tine, cadou! Așa, cu o praf, cu mizerie, da! Îi plac pungile lui Shiro, oricum stați liniștiți că nu le înghite sau ceva. E foarte deștept, pur și simplu trage din pungă și apoi o scuipă, de aceea îl și las. Mi se par superbi, îs divin din punctul meu de vedere și după cum ați observat am aici logo-ul cu Barbie. Și oricum eu ador baby pink-ul, așa că să știți că dacă aș fi văzut bocancii ăștia, și chiar dacă nu erau de la Barbie, tot cred că i-aș fi luat pentru că sunt foarte frumoși. Așa, rozul acesta e superb și rar găsești astfel de papuci. Sunt superbi. Eu i-am luat în mărimea 39. Mă nu știu cât vă interesează, că na, fiecare cu mărimea lui. Da, așa arată. I-am încercat. Îs foarte comozi și după cum am zis, să vă arăt puțin și cum arată înăuntru ca să vedem cât de călduroși sunt. Da, n-au blăniță înăuntru, așa, dar au un material mai gros, deci în orice caz sunt pentru
pentru o perioadă mai răcoroasă, pentru vreme rece, în orice caz. Dar nu are puf sau blăniță sau ceva. Doar așa, ca să știți, în cazul în care vă interesează. Acum, eu sper să mai găsiți, că cred că lucrurile astea se dau foarte repede. Însă eu vă țin pumnii dacă vă doriți așa ceva. Și da, cam atâta se află în această cutie. Și tot de acolo am mai văzut ceva care s-ar potrivi perfect cu acești papuci. Am găsit o geantă de la Puma. Așa arată. Și cred că s-ar potrivi super bine. Nu știu ce părere aveți voi, dar oricum nu e fix aceeași culoare, dar seamănă. Și dacă asta o țin pe spate și ăștia în picioare, nu o să se observe, o să pară cam aceeași nuanță. Se potrivește și cu șapca mea, deci e perfect. Cu siguranță au făcut-o tot așa în colaborare cu Barbie. Așa arată geanta, mi se pare foarte faină, încăpătoare. Are aici un buzunar mai micuț, are un șnur din ăsta ca să poți să bagi lucrurile mai ușor. Și așa, cam așa de încăpătoare e. Chiar e foarte încăpătoare. Pe asta o voi purta în special pe post de geantă, adică mi se pare tipul acela de ghiozdan, care e o geantă de fapt, nu prea merge la școală pentru că e micuță, dar e perfectă ca să spui ceea ce ai nevoie. Și mi se pare că se și potrivește la foarte multe, cel puțin la cum mă îmbrac eu, se potrivește foarte bine. Înăuntru mai are un buzunar mai micuț. Cam așa. Iar acest ghiozdan a costat 40 de euro. Am aici prețul. Așa, sper că a focalizat. Și tot de la Puma, este, să zicem, în set, dar bine, o să le port separat, o gentuță din asta mică, tot așa roz, și m-am gândit că nu prea am genți micuțe, așa că o geantă din asta mi-ar prinde bine. Mi s-a părut super drăguță. Așa arată. Are și pe spate un buzunar în care poți să bagi chestii. Cam așa. Și să vă arăt cum e înăuntru. Ui, Shiro, hai. Ia. Tu te și pe mizerie în continuare, da. Minun. Și acum haideți să vă arăt înăuntru cum arată. Așa arată, nu mai are niciun buzunar. E o geantă așa micuță. A costat 20 de euro. Haideți acum să vă arăt ceea ce se află în coletul de la Zara. Acesta este coletul. Eu n-am mai pus de mult un colet la Zara și da, super entuziasmată să-l deschid. Să văd așa un unboxing cum e. Bine, eu l-am deschis deja ca să văd dacă e totul în regulă, dar cam așa a fost împachetat. Am văzut acești papuci în magazin, însă nu aveau mărimea mea, aveau doar 37, așa că am căutat repede pe site și am găsit mărimea 39 și m-am bucurat foarte mult. Așa arată. Superb. Deci eu când i-am văzut pe ăștia m-am îndrăgostit, m-am dus, întreb pe toată lumea, aveți în spate mărime, nu știu ce. Și toți mi-au zis că trebuie să caut pe site. Așa că, da, mă bucur că i-am găsit. Să știți că mai aveau, deci chiar am fost recent și mai aveau papuși din ăștia în magazin, doar că mărimi mai mici. Deci dacă purtați 36, 37, 35 sunt, dar mări mai mari, 39, 40, am văzut că s-au luat foarte repede.
Combinația de roz cu albastru este una din combinațiile mele preferate. Din totdeauna mi-a plăcut această combinație. Pe mine chiar m-au cucerit. Poate că pentru unii dintre voi e mai prea copilăros sau prea girly. Mie îmi place și îs genul care să port astfel de papuci. Nu aveam cum să nu-mi iau și câteva haine de inspirație Barbie, cum ar fi acest hanorac pe care l-am luat de la copii. Așa arată. Îi 13-14 ani și a costat 56 de lei. Aveți aici prețul. Sper că focusează. Un pulover foarte fain pe care pot să-l port și toamna și iarna. Eu port foarte des hoodie-uri și din astea și, după cum puteți observa, uite, merge și cu șapca asta. Merge foarte bine și împreună cu ăștia și cu niște blugi. La fel de bine pot să îi port și cu ăștia, deci deja am câteva outfituri în minte. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să fac ținute. Scrieți da dacă vreți ținute și atunci eu o să știu și o să fac acest video. Am găsit un hoodie scurt crop superb. Așa arată. Ăsta tot de la copie. 13-14 ani, tot 56 de lei a fost. Cam așa arată. Și e superb. E gri. Se poartă și griul toamna aceasta. Așa că fapt divers. Și ce-mi place e că aici are așa un material moale, așa că se simte foarte bine pe piele. Ce faci, Shiro? Ce faci, minunea mea? Ce faci, bebe? Stai și te uiți la mine, da? Stai și te uiți la mine? Bebe fain. Tine bebe fain. Da, tu ești. Tu ești bebe fain. Da. Da, frumos. Frumos. Vai, ce frumos ești tu. Doamne. Doamne. Așa-ți place ție să stai. Da. Ești o minune. Să vedem ce mai este în această cutie. Așa. Am mai văzut acest tricou superb cu Rolling Stones și am tot văzut tipul acesta de tricouri la foarte multă lume și am zis hai că ăsta chiar e un model care îmi place și eu zic că e momentul să am și un astfel de tricou. Chiar mi-a plăcut super mult. Este tot de la copii. Se pare că am dat comandă de la produse de copii în această comandă Barbie. Dar nu mă supăr pentru că sunt foarte bune, sunt perfecte, tot 13-14 ani și tot 56 de lei a fost. Cred că e un preț standard de haine la copii. Așa, ăsta e prețul. Și pe acesta mi se pare că pot să îl integrez super fain în multe ținute. Să continuăm cu bluzele de inspirație Barbie. Ia uitați, am mai găsit unul pe roz. Un tricou pe roz, super fain. Mă bucur că a venit acest film care ne-a adus haine mai colorate, mai roz, pentru că mie îmi place enorm, enorm de mult rozul, mai ales tipul acesta de roz. Și mă bucur că acum am de unde să-mi iau astfel de tricouri. Tot de la copii, tot 13-14 ani. Iar acesta a fost 26 de lei. Aici aveți prețul. Încă un tricou pe care chiar scrie Barbie și mi se pare superb. Ador. Ăsta este un roz mai pal, ceea ce e superb. Să am și diferite nuanțe de roz. Cred că deja vă gândiți. Copii, 13-14 ani. Vine foarte bine.
și acesta a fost 56 de lei. Se pare că da. Așa. Și mi se pare așa cute tagul ăsta Barbie. Ce faci, Shiro? Ce faci? Ai venit la mine? Da? Ai venit la mine? Frumosule! Și ție îți plac lucrurile Barbie? De lăbuța! Bravo! Și cealaltă? Bravo! Este o minune! Bravo! Bravo! Frumosule! Da! Shiro e Ken în acest video. Așa-i? Așa-i? Ia! Ia să-ți vadă fățuca! Ia, arată-ți fățuca! Nu vrei? Ia, acolo, fățuca ta! Bună tuturor! Eu sunt Shiro! Da, bine! Hai să arătăm tricourile mai departe, bine? Ia să vedem! Acesta este următorul tricou, foarte cute, tot de la copii, mi s-a părut genial și ce mi-a plăcut la el e că are niște mesaje drăguțe, pentru că mi se pare important totuși să purtăm mesaje drăguțe. Run after the things you dream about și tot felul de chestii. Acum nu mă apuc să le citesc pe toate, dar vă las așa să citiți voi dacă vă interesează. Tricourile astea mi se pare că au avut un preț chiar foarte bun. Da, da. Ai nevoie de iubire. Un pic de atenție. Îți dau un pic de atenție. Și ție, și ție un pic de atenție. Sigur. Sigur. Hai să le arătăm tricou. Ia, hai să arătăm prețul. Cât a fost? Ăsta a fost 30 de lei. Uh-huh. 30 de lei. Vrei tu să arăți? Ia uitați. 30 de lei. Și ultimul articol din această comandă de la Zara este un tricou la fel, doar că acesta este pe albastru. Tot 14 ani și tot 30 de lei a fost. Și cam atâta. Ia uitați. Sper că v-a plăcut acest video. Mi-a făcut foarte mare plăcere să vă arăt aceste produse Barbie, pentru că mi se pare ceva mai interesant, ceva ce nu prea vezi așa. Nu uitați să apăsați pe butonul de like ca să-mi arătați și mie dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la acest canal pentru a deveni parte din familia asta minunată. Iar noi ne revedem la următorul clip. Ciao, să aveți o zi super faină. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.